Ciprian Ciucu a preluat frâiele primăriei sectorului 6 din capitală pentru următorii 4 ani, de la trecut la prezent și viitor. Acesta a prezentat proiectele pe care le are. Și Nicolae Ciucu a fost prezent la ceremonie. El a adăugat că Ciucu este unul dintre cei mai buni primari pe care PNL i-a dat vreodată. Aici când vorbim de orașe, nu neapărat de guverne, cu adevărat schimbarea poate să apară într-o comunitate dacă ai continuitate. Continuitatea este foarte importantă și s-a văzut acolo unde a existat primari mai multe mandate, cum au avut continuitate, lucrurile s-au schimbat. Deja la al doilea mandat câștigat, Ciprian Ciucu, care și-a preluat din nou rolul de primar al sectorului 6 din capitală, a prezentat raportul de activitate din ultimii 4 ani, nu înainte de șirul de mulțumiri pentru echipa pe care a avut-o în tot acest timp. Să vă prezint, așa cum am spus, de la Bucenie, evident, și un eufemism, și să vorbesc puțin și despre viitor, ce s-a întâmplat în acești 4 ani și ceea ce se va întâmpla în următorii 4 ani. Să mulțumesc consilierilor locali din mandatul 2020-2024, pentru că fără ei, toate aceste schimbări, toate aceste proiecte pe care le-am avut împreună n-ar fi fost posibile. Pe lângă acestea, edilul a prezentat și investițiile în spațiile verzi. Noi, în sectorul 6, neavând centru vechi, neavând venit de patrimoniu, am avut această politică activă de a recupera spații verzi. Și am recuperat cumva spre 40 de hectare de spații verzi pe care le-am redat comunității. Asta înseamnă că avem parcul noi, primul parc mare după Revoluție, este în sectorul 6, este parcul Liniei, avem gata cele două faze și urmează încă o fază care va dubla, practic, suprafața acestui parc nou, care se bucură de foarte mare succes. Deci vom avea un parc linear de 4 km. Și Nicolae Ciucă i-a fost alături la ceremonia dedicată noului mandat. Potrivit lui, Ciucu este unul dintre cei mai buni primari pe care Partidul Național Liberal îi are. Aș putea spune că Ciprian Ciucu este o revelație a alegerilor locale în București din luna iunie acestui an și, din perspectiva mea, el a reușit, prin întreaga activitate pe care a desfășurat-o, să demonstreze că este un primar al cetățenilor și merită să fie alături de Emil Boc și Ilie Bolojan în primii cei mai buni edili ai Partidului Național Liberal.